furtăm cerul aprins. Te-am căutat nedumerit, te-am căutat într-un târziu. De la început până la sfârșit, o veșnicie aș vrea să-ți fiu. Te-am înțeles când de nevoi n-ai așteptat să te privesc. De atunci suntem tot amândoi, de atunci prea tare te iubesc. Amândoi ne avem și-n iubire suntem pe neînvins. Amândoi încercăm peste ochi să purtăm. Sufletul mi-a prind, cu tine parcă-s răsfățat. Și soarele pe buze-l prind, cu tine parcă-s mai bogat. Prin tine eu am înflorit, cu tine visul-i prea mărunt. La tine toate s-au oprit, ești cum aș vrea și cum nu sunt. Amândoi ne avem și-n iubire suntem pe neînvins. Amândoi încercăm peste ochi să purtăm cerul aprins. Amândoi mai presus când de toate ne-am spus pentru cândva. Amândoi am putea să oprim dragostea și ne-am salvat. Amândoi ne avem și-n iubire suntem pe neînvins. Amândoi încercăm peste ochi să purtăm cerul aprins. Amândoi mai presus când de toate ne-am spus pentru cândva. Amândoi am putea să oprim dragostea și ne-am salvat. Și ne-am salvat. Fuego! Aplauze! Ce tare! Multe aplauze, nu vă opriți. Aplauze pentru Fuego! Și mai tare! Mulțumesc! Vă mulțumesc și vă iubesc, vai, atât e ușoară, fata asta. Dar nu mă așteptam să facem așa priză. M-ai surprins. Da, lucrurile... Ce frumos, vă mulțumesc. Ce drăguț, mulțumim. Doamnă, vreau să vă spun că sunt foarte fericit că sunt aici. Anul trecut am fost din nou prezent. Oamenii sunt foarte drăguți pe plajă. Deși eu nu sunt un fericit al, da, ține al minte că ne-ai povestit acestui anotimp. Dar am venit cu mare bucurie, deși mă trezesc greu, că de obicei mă scol la ora 11. Dar pentru dumneavoastră am venit. Și mulțumim, mulțumim mult de tot că ai venit. Ne face o deosebită plăcere. Uite, oamenii abia te așteptau. Îl iubiți pe Fuego? Neapărat să rămâneți aici. Noi o să ne așezăm acum că avem să mai povestim câte ceva. Însă, Fuego, neapărat o să ne mai cântă încă o piesă. Păi după. Nu, da, vreau să facem o horă cu toții aici. Neapărat o facem. Mm-hmm. Să nu plecați nicăieri. Mulțumim frumos. Vă mulțumim mult. Da, noi, e o zi specială și nu e foarte, foarte cald. Și asta este foarte bine. Ai nimerit... Oamenii se simt bine. Da. Exact. De altfel, cum vine acest lucru, Fuego? Pentru că ești născut vara. Sunt născut vara și sunt născut și încă puțin, la zi... încă puțin și vine ziua ta. Da, sunt născut la zi mare, ziua eliberării de subjugul fascist, dacă știți ce vreau să spun. Pe 23 august este o zi specială și de fiecare dată când vine ziua mea, nu știu cum să mă ascund de soare. Da, cum? Păi, Dima, mie nu-mi place vara, mie îmi place iarna când împodobesc brazii, mă. Cu asta ești consacrat, toată lumea știe, bineînțeles. Dar, de altfel, uite...
ziua ta de naștere, mai încă puțin, pe 23 august, dacă nu greșesc. Da. Cum au fost zilele de naștere acum câțiva ani, zeci de ani poate? Să zicem, și cum în copilărie. În copilărie și cum te sărbătoreai? Au fost zile foarte frumoase, doar că nu aveam posibilitatea să-mi țin zilele așa cum aș fi dorit eu, pentru că de fiecare dată în perioada aceasta eram la defilare și unii dintre dumneavoastră știți ce vreau să zic. Se făceau tot felul de pregătiri pentru ziua națională și noi fiind copii, desigur că primii ne luau cu stegulețul în mână, cu cum era sloganul, că nu mai țin minte, Ceaușescu și poporul, să trăiască tricolorul, am prins Republica Socialistă România, deci erau niște vremuri în care nu aveai cum să nu fii prezent, practic erai obligat să participi la sărbătoarea de ziua națională. Asta, pentru că, na, de altfel, da, și îți dai seama că tot timpul ziua mea mi-o țineam pe 24 august, următoarea pe 23, zi. Pentru că stadionul Sticla Turda, care arăta extraordinar pe vremea aceea și aveam și echipă bună la fotbal, că eram cei mai buni, era plin de manifestări de gen. Și era atunci... sărbătoare mare. Da, era de ziua sărbătoare ta. Mare. Dar da. Acum o să fie tot așa sărbătoare mare de ziua ta. Ce planuri ai pentru anul acesta? De obicei nu prea îmi țin eu zilele de naștere cu familia, cu prietenii foarte apropiați. Nu-mi place să epatez atunci când vine vorba despre ziua mea de naștere. Sunt un om mai închis în mine, să zic așa. Nu-mi plac foarte mult zilele de naștere. Încerc să răspund la toată lumea la telefon și pe mesaje. Anul trecut mi s-a blocat pur și simplu telefonul. Știi că sunt două zile. Până mai ieri lumea mă suna de Sfântul Pavel. Petru și Pavel, că sunt Paul. Pavel. Până mai ieri nu mă suna nimeni. De vreo 6-7 ani toată lumea sună de ziua celor doi sfinți și, bineînțeles, de ziua mea, pe 23 august. Că mai este și Sfântul Ciprian, dar nu știu foarte mulți chestia asta. Am înțeles, bine, da. Și pentru mine, o premieră nu știam, dar acolo e bine de știut. Primul meu nume din buletin este Ciprian. Am înțeles. Paul e al doilea prenume. Acum o să știm și o să-ți trimitem și noi mesaj. Da, trimitem și de noi Sfântul mesaj, Ciprian. Păi. Da, oricum vă mulțumesc. Să se blocheze că... telefonul. Să știți că bine. Mă simt foarte bine cu voi aici și vă felicit pentru că îi treziți pe oameni de dimineață. Bine, de altfel știu că de ziua ta o să le faci tu fanilor un cadou. Bine, cum vine asta? Nu știu, dar cam așa se poartă. Păi am două despre cadouri. Ce este vorba? O carte? Pentru fanii mei, da. Este o carte care se va lansa la editura Bookzone. O carte confesiuni. Cred că se va regăsi fiecare român în cartea aceasta. Pentru că, deși eu nu sunt un scriitor, mi-am așezat gândurile în cei 28 de ani de activitate profesională. Și va fi o carte simplă despre mine, cu gândurile mele așternute pe hârtie, o carte despre colegii mei, mari personalități culturale pe care le-am cunoscut în acești ani și, desigur, la sfârșitul cărții va fi un CD cu cele mai frumoase cântece pe care le-am lansat și unele dintre ele le-am compus în plină pandemie când stăteam cu toți închiși în casă. Îmi doresc această carte să fie pe buzele românilor, pentru că ea se va găsi peste tot, în toate librăriile, inclusiv pe 23 august de ziua mea se va lansa pe site-ul Bookzone. Deci pentru toți cei de aici, atenție, da. Dacă nu ați auzit cumva, pe 23 august, chiar de ziua lui Fuego o să lanseze o carte. O găsiți și, în toate librăriile. Și încă un album din partea ta. Ce frumos, da. Că ești darnic cu muzica. Da, păi încerc să fac lucruri frumoase pentru că am învățat în acești 2 ani că putem pleca foarte repede în câteva minute, am învățat în acești 2 ani că trebuie să fiu un pic mai bun, deși eu sunt un om generos, sunt un om deschis, sunt un om sufletist, mi-am închinat viața scenei și publicului, dar am învățat în ăștia 2 ani că trebuie să renunț la unele lucruri și să... Îmi văd un pic și de mine și de sufletul meu. Să te prioritizezi. Da, eu n-am avut timp de mine. Adică sunt un om care a muncit și muncește în continuu. De exemplu, am terminat, nu știu, evenimentul azi noapte pe la ora 2:03 dimineață. Mi-a fost foarte greu să mă trezesc, dar am venit pentru că știam că pot să fac încă câțiva oameni fericiți. E foarte important să faci oamenii fericiți. Oamenii vin la mare, de exemplu, uite, să petreacă o săptămână pe plajă, să se simtă bine. Dacă mai văd și artiști români,
sunt fericiți, dansează, cântă cu ei. Cred că împlinirea mea, viața mea este aceea că pot să dăruiesc mai departe din repertoriul meu, din vocea mea, publicului. Și asta să știi că simt cei care sunt astăzi aici și în general fanii tăi, pentru că oamenii văd doar strălucirea, doar rezultatele. Însă în spate, de fapt, viața unui artist înseamnă foarte multe sacrificii, cum ai zis și tu, o poseală foarte mare, pentru că te dăruiești la fiecare concert. Și tu știi lucrul acesta, nu este ușor să fii artist. Să fii artist înseamnă să ai o responsabilitate, să te ții de cuvânt, să fii maleabil cu oamenii și când ieși din casă să știi să ai zâmbetul la purtător. Pentru că cu toții avem probleme, griji, necazuri, datorii la bănci. Așadar, când ieși din casă trebuie să fii cu zâmbetul pe buze, pentru că oamenii vor să vadă un chip frumos. Sunt destul de amăgiți bună. Și de supărați oamenii. După atâția ani în care tu ești artistul, un artist super iubit de tot poporul. Tu mai ai emoții în momentul în care ieși în scenă? Dar tremuram acolo în spate la colegii tăi și tot întrebam, zic, câte minute mai sunt până intrăm în direct. Pentru că nu s-a văzut acest lucru, cred eu, că nu s-a văzut la televizor. În momentul în care ai intrat, ai pășit aici, toată lumea te-a aplaudat. Și mi s-a părut genial, deci mie mi s-a zburlit pur și simplu pielea. Toată lumea aștepta odată cu tine, știau versurile, cântau. Nu, mă gândeam acum când eram copil și eram la mare. Și dacă în eventualitate că apărea pe plajă o mare vedetă sau o mare personalitate, dau exemplu Mirabela, că e prietena mea. Păi dacă eu vedeam pe Mirabela pe plajă când eram copil, mă ridicam, aplaudam, făceam, pentru că ea era în perioada aceea tinereții mele un simbol pentru români. Dan Spătaru, o, Doamne, vorbim despre și mari acum este personalități. Un simbol, toată lumea e un simbol, știe, chiar zilele trecute a fost la noi. Cine nu știe șlagărele Mirabelei? Toată lumea îi cântă muzica, pentru că se pare că acești artiști din generația de aur au scris și au cântat și au lansat o muzică cu melodie, cu vers și din aparte. Suflet. Da, și uite că a rămas peste ani Fotoliu din Odaie sau șlagărele Mirabelei sunt și astăzi extraordinar de iubite și de cântate. Spune-ne un pic, te rugăm, despre concertul tău de la Sala Palatului, pentru că știm că urmează și toată lumea l-așteaptă. Dar vreau să vă spun că eu nu am anunțat încă până acum concertul, o fac pentru prima dată astăzi, încă nu am făcut afișul. Următorul mare spectacol va fi la Sala Palatului pe 2 decembrie. Voi fi alături de marea orchestră a primăriei municipiului Chișinău, condusă de frații Vasile și Vitalia Advahov, care sunt niște mari eroi astăzi, că au câștigat un loc extraordinar de bun la Eurovision. Și voi fi alături de mari nume ale scenei românești. Nu pot să vă spun mai mult, voi anunța afișul la 1 septembrie, odată ce intrăm cu toții la muncă, da? Când venim din vacanță. Și de-abia aștept să anunț acest spectacol, care va fi unul grandios, cu tehnică, cu lumini, cu ecrane. Un spectacol de 2 ore și jumătate, voi cânta în duet cu cele mai mari artiste ale cântecului popular românesc. Este un spectacol de muzică populară. Ce frumos! Da. Doamne, mă veți vedea îmbrăcat în maramureșan, în ardelean, în moldovean, în oltean, în dobrogean, în toate costumele naționale pe care le iubesc și le ador. Cât de greu este să realizezi ca artist independent un show atât de grandios la Sala Palatului? E foarte important să ai o echipă de profesioniști în spate. Un spectacol înseamnă muncă. Dacă vă aduceți aminte, concertul meu din 15 mai de anul acesta de la Sala Palatului s-a reprogramat de 5 ori din cauza pandemiei. Nu e ușor să muncești, să crezi că visul tău se îndeplinește și dintr-o dată să îți taie cineva aripile, așa cum s-a întâmplat în pandemia aceasta. Dar cu muncă nu ai cum să nu reușești. În toate profesiile, dacă ești perseverent, dacă ești serios, dacă îți faci profesia cu profesionalism, nu ai cum să nu reușești în viață. Dar tu cum crezi, tu ca și artist, cum de-ai reușit în atâția ani de carieră să-ți menții publicul, să fie alături de tine? Pentru acolo. Că știm că cel mai greu este să te menții. Care este cu adevărat rețeta succesului? Eu nu am făcut absolut nimic, doar de dragul de a face. Eu în orice am realizat, orice proiect am realizat, eu am pus suflet. Și lucrul acesta probabil că publicul meu îl simte. Dacă pui suflet într-un proiect, nu ai cum să nu reușești. Iar publicul meu simte asta, pentru că m-am dedicat în cei 28 de ani publicului meu. Eu nu am făcut rabat, vreau să cred, de la calitate. Și atunci
fiecare proiect al meu s-a bucurat de succes, chiar dacă eu nu am fost artistul care să fie promovat pe radiourile particulare din România. Atenție, și nu numai eu. Mă refer la colegii mei care cântă muzică ușoară, că asta fac de o viață, cânt muzică ușoară. Nu cânt o muzică modernă, nu cânt o muzică comercială, nu am fost difuzat pe radiouri și totuși publicul iubește muzica mea, pentru că oamenii mă urmăresc. Am o pagină de Facebook care are aproape, uite, aproape 500.000 de aprecieri, de urmăritori, și oamenii urmăresc, de aceea și turneele mele peste ani, primăvara și iarna. Oamenii vin, eu joc spectacole la sala de bilete, nu am parteneri care să-mi susțină un spectacol, eu din ce câștig la sală, plătesc organizarea, masă, cazări, adevărat, band, cum am spus, una, lumini, decoruri, care se ocupă de tot. Vreau să spun că nu e ușor deloc, adică apropo, nu sunt un artist care e pe scenă și îl susține cineva. Eu sunt un artist care trăiește de pe urma publicului său. Publicul m-a făcut ceea ce sunt eu astăzi. E frumos spus. Da. Apropo de viața din spatele scenei, ai avut și obstacole în carieră? Desigur. Cineva ți-a pus piedică la un moment dat? O, Doamne, dar câte piedici n-am avut. Dar regret, e poate foarte important dacă ai lângă tine oameni care să te iubească și să te susțină în demersul tău, în speță, în profesia aceasta. Pentru că poți să cazi, poți să intri într-o depresie. N-am avut parte de așa ceva, pentru că am avut lângă mine oameni care m-au încurajat și au gândit pozitiv. Asta și e cel mai important. Dragostea pentru muzică. Dragostea pentru muzică este inegalabilă și cred că până voi muri, voi cânta, pentru că altceva nu știu să fac. Îmi spuseseră niște prieteni săptămâna trecută că să-mi deschid o afacere. Păi dacă mie îmi dai o afacere, de exemplu un restaurant, da? Eu aș da faliment în prima lună, că nu știu ce am de făcut. Pe mine trebuie să mă pui pe scenă să cânt, că nu știu să fac altceva. Atunci hai probabil să facem ce știi cel mai bine, și anume exact, să ne cânti următoarea piesă. Vreau să vă mulțumesc. Sunteți formidabile amândoi. Să știi că pe colega ta o știu de când era copil. Da. Când era o emisiune la o televiziune particulară din Dobrogea care se chema Picolino, da. Și era un copil mic, 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 și eu veneam și cântam Toată lumea dansează cu mine. Eu eram acolo în primul rând. Așa. Și uite că a reușit să-și continue profesia, să facă același lucru, să facă artă. Știi cum e, prima important iubire nu se uită niciodată, și anume televiziunea. Bravo, pentru mine. Te felicit din tot sufletul. Și dragule, ai grijă de tine. Pentru mulțumesc că tu ești foarte bun în ceea ce faci. Și să știi că sunt foarte puțini oameni care se descurcă și cu stilul acesta de a prezenta, de a modera, și în muzică, și în film, și în teatru. Trebuie să faci de toate. Un artist trebuie să fie, să se reinventeze în fiecare zi. Când am ce face, mă duc și pictez. Fac pe pânză trăirile mele, sentimentele mele. Vreau să compun ceva, mă duc și compun. Vreau să joc teatru, mă duc și joc teatru. Îmi place să fac orice atunci când vine vorba de artă. Și să știi că cu cât faci mai multe, cu atâta vei fi o personalitate mai complexă. Îți mulțumesc. Mulțumim din suflet. Și știi de ce te apreciez? În primul rând că nu ești de aici, ești de la Chișinău. Acolo, și pentru mine e Republica Moldova, frații de peste Prut, înseamnă foarte mult, pentru că acolo mi-am format cariera profesională, tot repertoriul meu, toată muzica mea, toată orchestra strațiile mele, tehnica, scena, și sunt convinsă că totul așteaptă, e de la Chișinău. Te așteaptă și da, ei acolo să susțin un concert, dar până la... Dragilor, sunteți pregătiți chiar dansăm? Acum ne cântăm Fuego, haideți, dansăm! Dar vreau să facem o horă mare, da? Da, facem, facem! Haideți, mulțumesc haideți frumos! Se întâlnește om cu om, noroc, noroc. La unii zbor, ori la un pom, noroc, noroc. De pace ori și ce cuvânt, da, da. De sănătate și de gând, da. Am avut noroc,
Noroc, noroc, să cânt cu neamul la un loc. Noroc, noroc, pe acest pământ care ni-i sfânt. Da, da, de dorul căruia eu cânt. Da, hai împreună să cântăm o melodie, o melodie de noroc. Hai împreună să dansăm. Ce armonie când se dansează la un loc. Hai împreună să cântăm o melodie, o melodie de noroc. Hai împreună să dansăm. Ce armonie când se dansează la un loc. Noroc, noroc, cu toți cei dragi de partea ta. Noroc, noroc, să ai în viață bucurii. Da, da, și de necazuri să nu știi. Da, hai împreună să cântăm o melodie, o melodie de noroc. Să dansăm, ce armonie când se dansează la un loc. Hai împreună să cântăm o melodie, o melodie de noroc. Hai împreună să dansăm, ce armonie când se dansează la un loc. Hai împreună să cântăm o melodie, o melodie de noroc. Hai împreună să dansăm, ce armonie când se dansează la un loc. Când se dansează la un loc. Când se dansează la un loc. Fuego, aplauze, aplauze. Și să nu vă opriți, aplauze pentru Fuego. Mai tare, hai că se poate. Mai tare, bravo, 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 bravo. Vă iubesc. Mulțumim cât de frumos mult e să fie atât de iubit. Nu știu, e frumos. Câtă lume, e super. Da, le mulțumesc că au dansat, s-au simțit bine. Asta e cel mai important, că se simt bine oamenii la mare. Vă iubesc și vă mulțumesc și vă doresc vacanță frumoasă. Să știi că nu te lăsăm să pleci. Vrem să facem și noi un video la cabina noastră 360, să avem amintire cu tine. Cu drag! Te rugăm mult de tot. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Acolo mergem direct la cabina 360. Nu plecați, urmează Constantin Enceanu, Jean de la Craiova. Mulți invitați! Revenim, mulțumim Fuego încă o dată. Încă o dată, mulțumim și vă iubesc. Pauză! Toată lumea dansează cu mine. Hai zice să dansăm amândoi.